Parohia Mărcuța din Capitală va organiza marți cea de-a treia seară cultural-duhovnicească de anul acesta. Sub genericul Creangă și Eminescu, cei mai buni prieteni, evenimentul va fi legat de împlinirea a 180 de ani de la nașterea lui Ion Creangă. Cu această ocazie vor fi premiați copiii înscriși la concursul de eseuri Copilăria văzută prin ochii copiilor, desfășurat de parohie. Evenimentul este organizat prin concursul elevilor de pe raza parohiei noastre și a actorilor ai companiei teatrale Zona. În deschiderea serii dovnicești, vor fi premiați elevii care au scris cele mai bune eseuri despre copilărie, dar fi, vor fi evidențiați și ceilalți participanți ai concursului. Apoi vor fi citite câteva lucrări, iar elevii mai talentați, alături de colegii lor mai mari, actorii, vor recita uh, din proza inecalabilului scriitor. Scopul acestui eveniment educativ-cultural este de a trezi interesul elevilor pentru opera lui Creangă, de a emula plăcerea de a citi, de a descoperi talente literare și artistice și de ce nu, pentru noi cei mai în vârstă, de a ne simți din nou copii, tineri și candizi. Un scurt spectacol de pantomimă realizat de copiii parohiei și câteva scenete în interpretarea a doi actori profesioniști sunt punctele principale ale serii cultural duhovnicești care nu trebuie ratată. Vor participa doamnele actrițe Alexandrina Halic, doamna Ana Calciu, și va susține un concert uh, extraordinar, un laureat al Festivalului George uh, tânărul elev Leon Mladin. În deschiderea acestui acestei seri duhovnicești vor uh, interpreta o mică piesă de teatru de pantonimă elevii școlii speciale SAM2, uh, școala specială din sectorul 2, dar uh, vor fi premiați și, pre... și toți tinerii care au scris un eseu legat de copilărie. Avem strânse până acum în jur de 100 de lucrări, lucrări care vor fi premiate, dar mai mult decât atât, Parohia Marcuța le va strânge pe toate care se vor face până la data concursului și le va publica într-o broșurică, într-o carte dedicată copilăriei. Seara cultural-duhovnicească intitulată Creangă și Eminescu cei mai buni prieteni se va desfășura în Biserica Noua Parohiei Mărcuța, marți 14 martie, începând cu ora 18.